O șansă în plus spre o viață activă este cadoul oferit de Asociația Veteranilor al Ministerului Afacerilor Interne. Un veteran al războiului de pe Nistru din satul Bălănești, raionul Nisporeni, care în urma războiului s-a ales cu deficiențe locomotorii, a primit în dar un scaun cu rotile. Bărbatul, în vârstă de 61 de ani, a rămas impresionat de gestul polițiștilor de la Nisporeni. Noapte era, miezul nopții, nici așa nu văd mâna mea. Dar așa din tuneric era atunci că nu se vedea mâna. Eram și în livadă și în tuneric era. Și nu știu nici a fost. Ochii stă așa ghenișoară. Și a rămas de om. Foarte, iarăși foarte mult. Vă mulțumesc. Și mă folosesc, e împrumutat. Că și mai face el unul de altul, unul altul de mine. Să nu mă tăie chiar ca șerpi pe pământ. Șeful Inspectoratului de Poliție, Nisporeni Nicanor Ciochine, susține că polițiștii vor sprijini în continuare veteranii războiului de pe Nistru. Încă deja al doilea an, fiecare polițist din Nisporeni Binevul donează 2% din impozitul pe venit anume în fondul asociației, ca asociații ulterior să avem grijă de polițiștii noștri veterani, invalizi și nu numai de polițiști, vedeți că suntem în satul Bălănești și a venit la domnul Grigore, care nu este veteran al Ministerului Interne, însă a stat umăr la umăr cu polițiștii în zilele de grea acum până în 92, alături de, cum am spus, de polițiști și a avut o soartă tragică de a fi rănit și a rămâne invalid. Noi, împreună cu Asociația pentru Ministerul Afacerilor Interne și în continuare vom fi alături fiecare familie, în măsura posibilităților de fiecare familie care a avut suferit în urma războiului de peste. Gheorghe Arseni nu a avut până acum un scaun cu rotile propriu. Veteranul folosea unul împrumutat de la rude.